De câțiva ani, fața comunei Băneasa s-a schimbat spectaculos. Străzi asfaltate, trotuare din pavere, șanțuri pluviale și un centru al localității de invidiat. Împreună cu primarul Viorel Rotaru, am făcut un tur al realizărilor din ultima perioadă. Comuna Băneasa, ca și celelalte comune din județul Giurgiu și cred că din toată țara, este beneficiară Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL 1 și PNDL 2. Am avut un proiect început pe PNDL 1 anul trecut, care în această perioadă se finalizează. Au mai rămas două străzi în lungime de aproximativ 500 de metri și încheiem proiectul finanțat prin PNDL 1 cu o lungime totală de 8 km, cuprinzând un număr de aproape 18 străzi. Avem pe PNDL 2 un proiect de infrastructură asfaltare care este în stadiu de autorizare, proiectul tehnic, autorizarea proiectului tehnic. A fost desemnată firma câștigătoare să fac pregătirile pentru începerea lucrărilor într-o perioadă extrem de scurtă, relativ o săptămână, maxim două, să încep lucrările efectiv în teren. Am dat ordinul de începere pentru lucrările de proiectare, care au fost finalizate în proporție de 80%. Lucrăm la școala numărul 2, Meletie, tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală de Reabilitare acestei școli, prin izolare termică, schimbarea acoperișului, toalete la interior, alei, o schimbare totală a acestei școli. De asemenea, la școala numărul 1, Băneasa, s-a început extinderea acestei școli cu toalete la interior, se lucrează. Toate acestea sunt pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Ce avem noi prin bugetul local este construirea trotuarelor în satul Pietrele, de-a lungul drumului național și pe stânga și pe dreapta, un lucru necesar, dincolo de aspectul estetic care îl dă localității, este și un lucru practic și nu mai pune în pericol viața cetățenilor comunei Băneasa, aceștia nemai fiind nevoiți să circule pe marginea drumului național, circulând pe trotuar. De asemenea, tot din bugetul local, lucrăm la extinderea trotuarului în satul Frasinu. Anul trecut am construit 70% din trotuarul de-a lungul DN-ului în satul Frasinu, iar acum, în acest moment, se vor vedea și în momentul în care vom merge pe teren, se lucrează pentru extinderea acestui trotuar și acoperirea întregii zone adiacente drumului național. Pe programul PNDL aveți cumva și drumuri prin drumul exterior al comunei, de asfaltat drumul exterior al comunei, că am sesizat că multe localități au băgat asfaltare și drumuri, știu eu, pe culturi și așa mai departe. Domnul, noi suntem încă la stadiu de a rezolva problemele din interiorul, din intravilanul comunei Băneasa. În ultimii 5 ani de zile ce s-a lucrat pentru asfaltare. În rest, în toată istoria comunei, n-a fost turnată o singură găleată de asfalt. Deci noi vom avea foarte mult de muncit să prindem din urmă localitățile care au terminat de asfaltat toate străzile și acum se orientează spre străzile din extravilanul, spre drumurile din extravilanul comunal. Domnul primar, pe 416, legea 416, câți beneficiari aveți și ce faceți cu ei, ce lucrări faceți cu ei aici? Surprinzător, domnul Diaconescu, pe legea 416 la noi nu că s-a înjumătățit numărul beneficiarilor, chiar a scăzut sub jumătate, pentru că cea mai mare parte dintre beneficiarii ajutorului social, care eu i-am găsit cu dosarele la primărie în 2012, s-au angajat la firme din București, firme care prestează servicii de salubritate pentru București. Ceea ce mai avem noi acum, în jur de 60 ceva de dosare, sunt oameni care au oarecare probleme și nu se pot deplasa și cu aceștia întreținem domeniul public, asigurăm pentru școli și dispensare în momentul când e nevoie pentru lemnele de foc, spargerea acestora, depozitarea lor. Deci lucruri
de gospodărie. Ați avut în, știu că acum câțiva ani aveți și un proiect foarte interesant, aducțime de gaze în, în comuna Băneasa. În ce stadiu sunteți cu proiectul acum? Proiectul de aducțiune de gaze, bănuiesc că dumneavoastră vorbiți de cel din 2012, care a fost mai multe localități din, din județul Giurgiu. Atunci a fost doar la un nivel de SF-ul, s-au făcut SF-uri nerealizabile. Studiu de fezabilitate sau studiu science fiction? Că a fost cam un science fiction. Pentru că atâta timp cât nu ești într-o asociere cu celelalte comune, de exemplu comuna Daia, ca să poți să tranzitezi, să te legi cumva la Oinacu de conducta de gaz, rămâne un științifico-fantastic. Da. Nu rămâne un studiu de fezabilitate corect. Șansa noastră în acest moment este că pe teritoriul comunei traversează comuna, traversează conducta Brua, Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Iar din discuțiile care le-am mai avut și noi cu factorii de decizie, există posibilitatea ca printr-o asociere de comune, printr-o asociere asta de dezvoltare, să putem să construim o stație de decomprimare și să putem să, să ne legăm și noi de această conductă. De asemenea, din discuțiile care le-am mai avut, s-ar părea că pe Programul Național de Dezvoltare Locală viitor să poată fi finanțate și aducțiunea de gaze, conductele de gaze. Domnule, mai candidați pentru mandat în 2020 sau în 2020? Nu, Diaconescu, într-adevăr, e prematur acum să mă pronunț, dar... Nu e, pentru că știu eu că la carte spune că o campanie electorală începe în momentul în care s-au terminat alegerile. Da, așa este. Eu mi-aș dori să pot să-mi duc proiectele, să finalizez proiectele începute, iar proiectul cel mai important și cel mai important este proiectul de apă și canal. Proiectul de apă și canal pentru satul Băneasa, într-o valoare de aproximativ 16 milioane de euro, este depus la Bruxelles, este într-o fază avansată de, de încheierea contractului de finanțare. Faptul că nu suntem singuri și suntem într-o asociație de dezvoltare intracomunitară, într-o formă de organizare serioasă la voluntari, ne face să credem că acest proiect va fi realizabil. Chiar îl avem aici și aș vrea să vi-l prezint, să vedeți ce muncă a fost pentru acest proiect și ce stadiu în care se află. Asta înseamnă în timp? Graficul de executare a acestui proiect este ca în 2019 să se scoată la licitație execuția. Deja proiectarea a fost scoasă la licitație odată cu studiul de fezabilitate, deci se poate merge în paralel și cu proiectarea și cu licitația pentru execuție. Asta înseamnă că în 2020 să se înceapă, de fapt. În 2020 să se înceapă efectiv, ținând cont că și legislația a fost mult ușurată și s-a... Da, legea achizițiilor. Legea achizițiilor publice, da. Și nu mai sunt blocajele care erau înainte. Este foarte posibil ca să deruleze toate aceste proceduri cu o viteză mai mare. Da, și asta înseamnă că vă mai trebuie un mandat ca să terminați și proiectul ăsta. Ca să revenim la întrebarea inițială. Teoretic așa este, dar să știți că așa cum sunt lucrurile așezate, nu știu dacă ar veni alt primar și ar putea să împună împotriva acestui proiect să nu se deruleze. Pentru că, deci oricine ar veni, proiectul va continua. Bazele și tot ce a fost mai greu au fost puse acum, iar cine va veni în mandatul următor, va culege roadele, da. Pentru că, da, proiectul deja, munca cea mai mare cu tot ce a însemnat acest proiect, cumpărarea de terenuri, hotărâri de Consiliu și tot ce a depins de noi, acum s-a făcut în acest mandat. Dar există o problemă, domnul Diaconescu, în percepția populației și am văzut că se întâmplă lucrul ăsta și la televizor. Oamenii, în general, și e normal să întâmple așa, pentru că nu dețin toate informațiile, ar vrea ca proiectele aceste proiecte să comporte ca și cum ai pune un pom, ai planta un pom. Să-l pui acum și automat a doua zi să și culegi fructele. Ori așa ceva nu se poate. Toate proiectele,
și cele care le vedem la comunele care au realizat până acum sunt proiecte care le încep într-o anumită perioadă de timp, care să fac lucruri extraordinar de grele, dar care nu se văd, și atunci omul percepe că s-a lucrat și că se lucrează și că se face ceva în momentul în care vede că se lucrează efectiv. Că sunt depusat. Da. Dar munca cea mai mare pentru un proiect, pentru un primar, pentru o primărie, pentru o echipă la primărie, se face atunci când se începe, când se fac proiectele, idee, cu avize, cu tot ceea ce ține. Da.